Încercăm să facem un spectacol complex pentru toate vârstele. Au participat colegi și elevi ai liceului de la toate clasele bilingve, de la clasele de engleză, de spaniolă, de germană, de franceză și sperăm să fie un eveniment cu ecou. Toți banii pe care noi o să strângem din bilete sunt destinați unor copii cu probleme de sănătate. La direcțiune au sosit mai multe cazuri de copii care au nevoie de ajutor. Spectacolul pe care elevii l-au promis colegilor lor este complex, realizat de elevi de la clasele bilingve împreună cu profesorilor. 15 elevi de clasele a 10-a și a 11-a au lucrat în echipă cu profesorilor pentru a-i face și pe alți colegi de-ai lor fericiți de sărbători. Sunt momente muzicale, scenete, avem trupa rock a școlii Deagle, copiii de la clasa 5-a până la clasa 12-a, cântece sau colinde din cultura popoarelor din România, din Anglia, din Statele Unite, din Franța, din Germania, colinde în limba spaniolă. Trupe de teatru, personaje din povești, artiști în devenire au urcat pe rând pe scena Casei de Cultură din Suceava. Publicul a plătit un bilet în valoare de 15 lei, bani care, alături de cei din sponsorizări, vor ajunge la copiii pentru care a fost organizat acest spectacol.